Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Frați și surori, aș vrea să citim Cuvântul Domnului în seara aceasta, în momentele acestea solemne, când prezența Domnului ne cercetează, ne mângâie, ne încurajează. Este adevărat, dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră, n-am fi reușit să rămânem în picioare în crizele și în presiunea vieții care a fost peste noi și peste casele noastre de multe ori. Dumnezeu ne-a ținut în picioare. Și întotdeauna venim aici și încercăm să-i dăm Domnului recunoștința, însă probabil că și dumneavoastră, ca și mine, aveți sentimentul că reușim așa de puțin, așa de puțin, pentru că suntem oameni. Însă năzuința, adică dorința sufletului nostru, este adâncă, ca să-L lăudăm și să-L cinstim pe Domnul. Aș vrea să citim în seara aceasta cuvântul care va inspira predica numită Un ceas n-ați putut să vegheați? Este o predică de învățătură, o predică care cheamă poporul la apropiere de Domnul. Și textul biblic este în Matei, capitolul 26. Este experiența Domnului Iisus Hristos din Ghetsimani. Matei 26, începând cu versetul 36. Matei 26, începând cu versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsiman și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat, s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte, apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În mod personal, sunt recunoscător Domnului pentru ocazia să fiu în viață alături de dumneavoastră și să ne închinăm din nou, să avem această frumoasă experiență în prezența Domnului. Sunt recunoscător tuturor celor care fac efortul să vină la casa de rugăciune într-o vreme în care acest obicei e lovit puternic de diavolul. Sunt recunoscător celor care slujesc, făcând eforturi să se pregătească și să servească poporului lui Dumnezeu în foamea aceasta mare pe care o avem. De aceea vă salut cu bucurie încă o dată și pe dumneavoastră și pe cei care sunt online cu noi, frați, surori sau prieteni de pretutindeni. Suntem bucuroși să vă binecuvântăm, indiferent ce oră este acolo unde sunteți. În ciclul de lecții biblice, întrebările Bibliei în această seară, am ajuns la o altă întrebare pe care Domnul o pune, o întrebare fără răspuns.
Întrebarea aceasta a fost pusă cândva de Domnul unor ucenici și se repetă adresându-se nouă ucenicilor Domnului din veacul acesta. Experiența din Ghețimani a Mântuitorului Iisus Hristos a fost una în care umanitatea Domnului Iisus Hristos parcă iese în evidență mai mult decât în oricare altă parte. Datorită luptei spirituale pe care a trebuit să o ducă, cred eu, mai mare decât lupta fizică care urma, adică crucificarea. Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos a intrat cu toți ucenicii în grădină și undeva în grădină s-a oprit și le-a zis: rămâneți aici, pentru că eu mă duc acolo. Și a plecat înspre acolo. Dar din grupul celor 12 a luat 3. Probabil că erau 11, deoarece vânzătorul nu era acolo. A mers mai departe cu cei 3, s-a oprit și a spus: și voi rămâneți aici, pentru că de data asta eu mă duc puțin mai încolo. S-a dus puțin mai încolo și a început să se roage. Și dintr-o dată rugăciunea făcută de Domnul este fără precedent. Niciodată nu s-a rugat așa. Nu l-am auzit pe Domnul Iisus până în Ghețimani să ceară mila lui Dumnezeu exact cum o cer eu ca om, ca muritor. Să ceară ajutorul lui Dumnezeu exact cum îl cer eu. Să spună o dorință și mai apoi să zică: da, dacă nu e voia ta, fă altfel. Exact cum zic eu de multe ori. Parcă niciodată nu-l găsesc mai om decât aici. Peste tot îl găsesc mai mult Dumnezeu. Spune cuvinte cu autoritate, face minuni. Este diferit de mine, de noi. Dar aici este mai mult om. Este mai aproape de condiția noastră de neputință, de durere, de frământare, de luptă. Aș vrea să privim la exemplele vegherii din Biblie. În ultimul timp, probabil o lună de zile, dacă nu mai bine, acest gând din Biblie, vegherea, a bătut adânc la ușa inimii mele și l-am împărtășit întotdeauna când am avut ocazia în grupele mici, cu familiile sau în alt fel. Și am socotit că este de folos să îl prezint Bisericii Domnului, pornind de la întrebarea: un ceas n-ați putut să vegheați? Gândul acesta, care mă frământă de câteva săptămâni bune, m-a făcut să înțeleg că vegherea nu este suficient de bine nici înțeleasă și mai ales aplicată. Și atunci am alcătuit această predică, care vreau să fie ca un semnal de alarmă și ca o avertizare pentru oamenii lui Dumnezeu care o aud. Deci, exemplele vegherii. Mântuitorul Iisus Hristos este cel mai bun exemplu de veghere și de rugăciune. Pentru ucenici, rugăciunea zilnică a Domnului Iisus Hristos era o practică absolut obișnuită. O să citesc câteva pasaje biblice care vorbesc despre asta. Luca 3:21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Domnul s-a rugat imediat după botez și s-a întâmplat ceva. Acest eveniment a rămas în mintea ucenicilor. Luca 6:12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Acesta era un obicei frecvent al Domnului, să se roage o noapte întreagă în munte. Și lucrul acesta a rămas adânc întipărit în mintea ucenicilor. Marcu 1:35. A doua zi de dimineață, când încă era întuneric, probabil după miezul nopții, încă nu se crăpa de ziua, Iisus a sculat, a ieșit
și s-a dus într-un loc pustiu să se roage. Evanghelia aceasta n-a scris-o Domnul, a scris-o Matei. De unde a știut? A știut pentru că l-a văzut. De unde a știut că s-a rugat o noapte întreagă? A știut pentru că l-a văzut. De unde a știut că imediat după miezul nopții s-a dus să se roage? A știut pentru că l-a văzut. Acest lucru a rămas adânc întipărit în mintea ucenicilor. Luca 9:18, într-o zi pe când Iisus se ruga singur, de o parte. De unde a știut Matei? L-a văzut. Lucrul acesta a rămas adânc întipărit în mintea ucenicilor. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenici, care i-a respectat timpul de devoțiune de rugăciune, când a văzut că a terminat, s-a dus la el și i-a spus: învață-ne să ne rugăm. Au fost contaminați și atrași de obiceiul sistematic, permanent al Domnului de a se ruga. Iisus a fost un exemplu de rugăciune. S-a dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghetsimani și de data aceasta nu s-a mai rugat singur. Le-a spus: rugați-vă împreună cu mine. M-ați văzut 3 ani de zile rugându-mă și v-ați obișnuit ca voi să faceți altceva în timp ce eu mă rog. Acum vă cer, rugați-vă împreună cu mine. Pentru că de data asta, ajungând la sfârșitul misiunii, trec printr-un moment atât de greu încât sufletul meu e frământat ca de moarte. Și evanghelistul surprinde picăturile de transpirație ca de sânge care se scurgeau pe pământ. Mi-am bătut capul să înțeleg cum vine asta. Și dincolo de faptul că citesc în Biblie, nu înțeleg mare lucru. Înțeleg doar că a fost o muncă a sufletului, ieșită din comun. Dacă Iisus a făcut această afirmație, sufletul meu este chinuit. Încerc să-mi imaginez cât de mare a fost chinul acesta, în care a trebuit să poarte toată rușinea mea de o viață, a mea și la toate milioanele de oameni care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată pe pământ. Cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu ca să ne salveze. Am vrut să spun că Domnul este un exemplu de rugăciune pentru noi când ne propunem să devenim oameni ai rugăciunii. N-a ținut cont unde s-a găsit, s-a rugat peste tot. N-a ținut cont la ce oră, s-a rugat tot timpul. N-a ținut cont cu cine, s-a rugat oricum. Pentru că rugăciunea a fost un lucru important în viața lui Iisus. El vorbește puțin de rugăciune, dar se roagă mult. Apoi, oamenii necredincioși au recunoscut autoritatea care venea din rugăciune a Domnului Iisus. Nu numai că ucenicii l-au văzut rugându-se, dar și necredincioșii l-au văzut rugându-se și au înțeles că autoritatea pe care o are vine din obiceiul lui de a se ruga. Scriptura ne spune că au venit la Betsaida și au adus acolo un orb și l-au rugat să se atingă de el. Cine? Niște oameni necredincioși. Marcu 8:22. Iisus era într-un oraș, spune Biblia, într-o cetate. Și iată că un om plin de lepră care l-a văzut s-a aruncat cu fața la pământ și l-a rugat: ai milă de mine! Sau aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci acest bine! Sau, și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii, liderul sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să meargă până la el acasă. La el acasă moartea bătea la ușă și știa că doar unul care se roagă cum se roagă Iisus, doar unul care a venit de unde a venit Iisus și doar unul care are autoritate cum are Fiul lui Dumnezeu poate să-i spună morții: du-te și întoarce-te peste 60 de ani. Iisus a dus și moartea a plecat. Slavă lui Dumnezeu! Apoi, legat de exemplele vegherii, nu doar că Iisus a fost un exemplu pentru ucenici și pentru neucenici, dar El a vegheat în mod personal asupra vieții Lui și asupra misiunii Lui. A vegheat asupra vieții Lui și ori de câte ori cineva a vrut să-L ispitească, să-L prindă pe stângul, dacă îmi permiteți expresia, pe picior greșit, El a vegheat adânc asupra vieții Lui. Și tot timpul a anticipat că oamenii îi întind o cursă și nu s-a lăsat prins.
A vegheat asupra misiunii lui și niciodată n-a permis ca altceva urgent să devină prioritar în fața misiunii care era importantă. Și ori de câte ori cineva i-a făcut propunerea să facă ceva anume, el a zis: scopul meu aici este să fac voia tatălui meu. Eu am o misiune specială, nu-mi pot permite să o neglijez pentru nimic. E adevărat, ce-mi spui tu să fac e urgent, dar ce m-a trimis tatăl să fac e important. Iisus a vegheat asupra lui, de aceea chiar ispitit fiind, n-a păcătuit niciodată. Ne lăudăm cu Domnul, diavolul nu l-a învins, n-a păcătuit niciodată. Ne e rușine cu noi, ne e rușine chiar cu mai mari noștri în Domnul, fiind și ei oameni ca și noi, au anumite slăbiciuni, dar ne mândrim cu Domnul, care n-a avut nicio alunecare, n-a avut nicio slăbiciune, n-a avut niciun păcat, n-a avut nicio greșeală. El a fost Dumnezeu și nicio privință nu a putut diavolul să-l tragă în cursă. A vegheat asupra lui și a vegheat asupra misiunii lui. Slăvit să fie Domnul! După ce am văzut câteva exemple ale vegherii, aș vrea să privim la complexitatea vegherii, pentru că vegherea e o stare complexă care trebuie înțeleasă în complexitatea ei și trăită în înțelegere. Cuvântul din limba română a veghea este un cuvânt în parte neînțeles, deoarece în limbajul contemporan, obișnuit, natural, el nu este folosit, ci noi folosim alte cuvinte care au același înțeles, adică sinonime. Atunci însă când vorbim despre veghiere citind în Biblie, cuvântul acesta în limbajul bisericesc a rămas și noi vrem să-l explicăm ca să fie înțeles. A veghea vine din latinescul vigilare și înseamnă foarte multe lucruri. Am să dau câteva exemple. Înseamnă a păzi ceva anume, cu multă atenție. Înseamnă a fi alert, culoarea roșie. Înseamnă a face de strajă, cum fac soldații în post. Înseamnă a fi atent, foarte atent. Ca și cum lucrul pe care îl aștepți urmează să se întâmple din moment în moment. Înseamnă a băga bine de seamă. Înseamnă a avea grijă, a lua aminte, a nu dormi pentru ca să fii atent, să ai grijă. Înseamnă a fi prudent, înseamnă a sta treaz. Înseamnă a îngriji de un bolnav, stând și ziua și noaptea la căpătâiul lui, neștiind când își dă sufletul și vrând să fie alături de el în ultimile clipe. Spui, poate chiar acum când ațipesc, îl cheamă Domnul acasă, trebuie să stau treaz. Aia înseamnă a veghea. Înseamnă a apăra. Înseamnă a feri, a proteja, a ocroti. Cam toate aceste cuvinte puse la oaltă înseamnă a veghea când citim în Biblie. Putem învăța despre veghiere luând exemple din viața practică, din armată, din sport, din medicină, din știință. Spre exemplu, putem lua exemple din armată. Santinela este un soldat care este numit santinelă doar atunci când e în post. Orice soldat când este în post este numit santinelă. Și el nu poate nici să mănânce și nici să doarmă atunci. Nu scrie nici scrisori acasă și nici nu citește scrisorile de acasă. Atunci stă cu arma și se uită, păzind obiectivul de care este responsabil.
Lui se cere socoteală de obiectivul pe care îl păzește. Soldatul care e în post atunci este numit santinelă și rolul lui este să fie atent. Alții dorm, dar el veghează. Alții mănâncă, dar el este atent. Alții stau nepăsători, dar el e cu mâna pe pușcă. În orice moment, pregătit să spună, stai! Și să ia atitudine. Asta înseamnă a veghea. Un exemplu din armată. Putem să luăm un exemplu din sport. Imaginați-vă două echipe sportive de fotbal, să zicem, care joacă în finalul unui mare campionat, să zicem mondial. Și echipa adversă vine prin atacanții ei cu mingea înspre poartă și îl vedeți pe portar că numai așa face. Este atent, se încordează la maxim și absolut nu vede și nu aude nimic decât mingea și se uită la atacanți. Aceea se numește a veghea. Imaginați-vă arbitru care aleargă după ei și se uită, care faultează, care nu este cinstit, care. Aia înseamnă a veghea. Imaginați-vă un doctor, un medic, care face o operație pe cord. Și operația durează o oră, două, trei, patru. Aduceți-vă aminte de micuța Hana. 9 ore și jumătate. Vă puteți imagina ce efort a fost pentru doctor? Atenția de care el a dat dovadă trebuia să nu atingă nervii. Tot ce făcea necesita o atenție ieșită din comun. Avea nevoie de odihnă, dar nu atunci era momentul. Aia se numește a veghea. Imaginați-vă un om de știință care se uită la microscop căutând medicamente pentru cancer, leucemie sau altceva și se uită cu atenție ieșită din comun. Citeam despre un om de știință că a uitat să mănânce și când a venit soția și l-a întrebat dacă a mâncat, s-a ridicat de acolo, s-a gândit și a spus, nu mai țin minte dacă am mâncat astăzi. Ai crede că numai un om fără minte nu mai ține minte dacă a mâncat sau nu, dar omul acesta n-a mai ținut minte. De ce? Atenția maximă cu care s-a dedicat studierii, veghind, observând, analizând, l-a făcut să nu mai țină cont de altceva. Asta înseamnă a veghea. La aceasta se gândește Domnul Iisus când ne spune, vegheați. Veghează ca santinela. Veghează ca portarul când vine atacantul cu mingea la el. Veghează ca arbitru în cel mai complicat moment al meciului. Veghează ca medicul care face o operație. Veghează ca omul de știință care analizează și în sfârșit e gata să pună mâna pe premiu. Vreau să observăm că vegherea funcționează întotdeauna mână în mână cu rugăciunea. Și să vă spun următorul lucru. Acesta este gândul central al predicii. Rugăciunea fără veghere îl exclude pe om, punându-l la treabă doar pe Dumnezeu. Te rugăm, Tată, fă! Vegherea fără rugăciune îl exclude pe Dumnezeu, pentru că noi facem lucrul acesta. Acesta este gândul central al predicii. Lucrul acesta m-a determinat să mă gândesc la subiectul acesta și să vă spun și dumneavoastră ceea ce am observat. Avem o mare problemă. Oamenii lui Dumnezeu care au fost foarte aproape de Dumnezeu s-au rugat invitându-L pe Dumnezeu să facă, dar au și vegheat punându-se pe ei în situația să facă. Noi astăzi ne tragem din ce în ce mai mult în spate, rămânând doar cu rugăciunea. Doamne, te rugăm, ajută-mă să mă las de țigări. Și a doua zi, n-ai niciun pic de grijă, te duci și fumezi din nou. Doamne, ajută-mă să nu mai mă uit unde m-am uitat și știind că e rău. Și după ce pleci de acolo, te duci și te uiți. Doamne, ajută-mă să nu mai vorbesc de rău. Și imediat pui mâna pe telefon după ce se termină rugăciunea și începe discuția. Aia este rugăciune, dar fără veghere. Există și veghere, ambiția unui om care crede că poate să facă totul, dar nu se roagă. Biblia pune rugăciunea, adică Doamne ajută-mă cu vegherea, acum m-ai ajutat, lasă-mă să pun osul la treabă.
Rugăciune înseamnă să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Veghere înseamnă să folosești ajutorul lui Dumnezeu. Rugăciune înseamnă să ceri ceva. Veghere înseamnă să primești și să folosești acum ceva. Rugăciune înseamnă: Petru, dă-mi $100, te rog. Veghere înseamnă: iau banii și mă duc și îi folosesc. Ce-ar fi rugăciunea fără veghere sau vegherea fără rugăciune? Apostolul Pavel spunea: pot totul în Hristos, aceasta e veghere, care mă întărește, răspunsul la rugăciune. Dumnezeu vrea să ne întărească și ne rugăm: Doamne, am o problemă, am o slăbiciune, te rog frumos, ajută-mă. Dar noi nu înțelegem că ne ajută prin faptul că ne întărește să facem, dar cei care fac suntem noi. Persoana care, să zicem, are obsesia țigărilor. Să luăm un exemplu. Oricare alt exemplu poate fi pus aici, dar luăm pe acesta. Se trezește dimineața și știe că de o bună bucată de vreme i s-a întărit obiceiul să fumeze și el nu vrea. Știe că e păcat. Și nu vrea să fumeze, dar e dependent, robit de viciul acesta. Și se trezește dimineața și el știe ce urmează, să fie din nou robit. Și atunci spune: Tată, iartă-mă, te rog, dar nu numai iartă-mă, ajută-mă să nu mai fumez. Și pleacă. Dar lui nu-i trece prin cap: pot totul în Hristos care răspunde la rugăciune. El a făcut rugăciunea, dar n-așteaptă niciun răspuns. El pur și simplu se duce și crede că Dumnezeu acum va distruge toate țigările din lume ca să nu mai aibă el ce să fumeze. Sau măcar va distruge chibriturile ca să nu aibă cu ce să o aprindă. Sau îl va pune pe pastor și sau pe taică să o să stea tot timpul în spatele lui ca să-l vadă. Nu! Dumnezeu îți dă putere, dar acum, după ce te-ai rugat, trebuie să veghezi. Nu-i suficient să te rogi: Tată, ajută-mă. Trebuie să primești ajutorul și tu să-l folosești. Nu sta liniștit după ce te-ai rugat, făcând tot păcatul de ieri. Degeaba te rogi dacă nu veghezi. Să te rogi înseamnă să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Să veghezi înseamnă să primești ajutorul prin credință și să-l folosești. Pavel s-a rugat și după ce s-a rugat a primit ajutorul și a vegheat folosind ajutorul. Pot totul în Hristos, adică veghez prin Hristos care mă întărește. Mă rog și veghez. De multe ori noi ne rugăm și după aceea ne continuăm viața și ne rugăm din nou și ne continuăm viața. Și de ani de zile există anumite păcate pentru care ne rugăm. Păcatele se repetă, rugăciunea se repetă, e șoaricele cu pisica. Și știți care e soluția? Nu rugăciunea, că de rugăciune treci de 10 ani. Rugăciunea este, soluția este vegherea. Acum, dacă te rogi, primește puterea și folosește-o. Stai înaintea Domnului și spune: Tată, eu nu pot să mă las de țigări. Sunt robit de obiceiul acesta. Dar în numele Domnului Iisus, astăzi trăiește cu mine. Și ia-L pe Dumnezeu de mână, permite-mi expresia aceasta, metafora aceasta, ia-L pe Dumnezeu de mână și ori de câte ori îți vine pofta de țigări, veghează și spune așa: Tată, simt că am o mare atracție, o mare tendință să fumez, simt în carnea mea o mare plăcere să cer o țigare, să fac rost de o țigare, acum ajută-mă, acum ajută-mă, în numele lui Iisus Hristos, ajută-mă, Tată. Asta înseamnă să veghezi. Dimineața când te-ai rugat înseamnă rugăciune. Dar degeaba te rogi dacă la 12 te duci și fumezi. La ce îți folosește rugăciunea aceea? Veghează atunci când e gata să-l faci. Primim putere prin rugăciunea pe care ai făcut-o. Vegherea este treaba ta. Să primești ajutorul ca răspuns la rugăciune este treaba lui Dumnezeu. Marea noastră problemă este că ne rugăm, dar nici măcar nu sperăm să primim ajutor și ne rugăm doar pentru că așa ne-am obișnuit să ne rugăm. Dar noi nu credem că după ce ne rugăm primim ajutorul pe care urmează să-l punem în aplicare, renunțând la păcat și corectându-ne viața. Asta este tot ceea ce am vrut să vă spun în această seară, frați și surori. Rugăciunea și vegherea sunt surori gemene.
rugăciunea fără veghere mă exclude pe mine. Doamne, ajută-mă! Pe mine nu mă interesează de nimic, fă tu totul. În timp ce eu dorm, scapă-mă de păcat. Vegherea îl exclude pe Dumnezeu. Doamne, nici n-am nevoie de ajutorul tău. Eu sunt tare, sunt deștept, sunt puternic, am relații. Însă rugăciunea și vegherea este soluția. Rugăciunea este să te ajute Dumnezeu după ce te-ai rugat. Vegherea este să folosești ajutorul în care speri atunci când te rogi. Dacă nu primești nimic, de ce te rogi? Dacă nu-i destul ce primești, de ce te rogi? Dacă nu are efect ajutorul dat în urma rugăciunii, de ce te rogi? Noi ne rugăm să primim ceva. Când mă duc la tata și îi spun, tată, dă-mi $100, eu îi cer cu speranța să primesc. Și și fac planuri cu suta asta de dolari, fac următoarele lucruri. Cu $50 bagaz și cu $50 mă duc cu un prieten de-al meu căruia îi sunt dator și față de care vreau să fiu recunoscător, merg să-l duc la un restaurant și să mâncăm împreună. Asta am de gând să fac cu $100. Îmi fac așteptările, mă duc la tata și îi spun, dă-mi $100. Rugăciunea mea se încheie cu $100 și folosesc $100 în funcție de planurile care le-am făcut. Nici n-aș cere dacă aș ști că nu primesc. Ce om cere dacă știe că nu primește? Însă de ce să nu primesc dacă cer? Rugăciunea și vegherea sunt cele două lucruri pe care noi le despărțim. Ori din necunoștință, ori din lipsă de maturitate, ori din graba vieții, ori din lipsa priorităților. Ori dimineața dăm vina pe Dumnezeu, ajută-mă să mă las de țigări și fumăm două pachete în timpul zilei. Dau numai un exemplu banal. Ori noi spunem, tată, eu am ambiție, eu mă las. Și tot două pachete e rezultatul. Frați și surori, soluția este, Doamne, ajută-mă. Și acum folosesc ajutorul dat de Domnul. Scripturile spun în Psalmul 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Este adevărat lucrul acesta? Este adevărat. Dar poate fi citit și invers. Poate fi citit. Cum? Dacă cel care vrea să zidească casa nu o ridică, nu o construiește, degeaba se roagă lui Dumnezeu să cadă o casă din cer. Este adevărat? Este adevărat. Aici psalmistul nu vrea să spună că tu te rogi și apare casa. Vrea să spună că cere ajutorul lui Dumnezeu și el își face partea. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, nu spectatori la Dumnezeu care lucrează singur. Când ne rugăm, așteptăm ca Dumnezeu să facă totul. Când veghem, folosim ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Nu vreau să insist în mod supărător asupra acestui lucru, dar vreau neapărat să se fixeze în mintea noastră și dacă e nevoie, înfro inimă de muritor, să se facă corectarea necesară, să nu mai fim niște victime ale viciilor, ale păcatelor obsedante care se repetă. Spune cuvântul Domnului, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați. În ce? În vederea rugăciunii. Iată dar, veghere și rugăciune la un loc, 1 Petru 4:7. Sau, luați seama, vegheați și rugați-vă, Marcu 13:33. Sau, apoi a venit la ucenici, a găsit dormind și le-a zis, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă. Perechea, tandemul, împreună. Sau, vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți puterea să scăpați. Sau, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri și vegheați la aceasta. Sau, stăruiți în rugăciune și vegheați în ea cu mulțumiri. Coloseni 4:2. Și mai există multe sau. În Biblie, rugăciunea este soră cu vegherea și vegherea este soră cu rugăciunea. Dacă folosești doar una dintre ele, fiți sinceri, eu fac în seara aceasta următoarea afirmație. Pot să spun că de 99 de ori în biserică am fost îndemnat să mă rog și doar o dată am fost îndemnat să veghez. Nu știu dacă acest procentaj se potrivește și la dumneavoastră, dar credeți-mă că nu-i cinstit și nu este soluția ideală. Soluția ideală este următoarea, roagă-te și veghează. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă partea în viața ta, dar și tu fă-ți partea în viața lui Dumnezeu.
Lucrează împreună cu Dumnezeu, nu da vina pe El. Te rogi și apoi faci tot ce știi. Nu! Roagă-te și așteaptă-te să ți se schimbe viața. Muncește-te! Fă efort! Biblia spune în 2 Petru capitolul 1, versetul 5, dați-vă și voi toate silințele, nu numai rugați-vă lui Dumnezeu. După ce te rogi, Dumnezeu îți dă ajutor. Cu acest ajutor pot totul în Hristos care mă întărește. Acum dă silințele, nu sta nepăsător. Veghează, fii atent, fii precaut. Stai toată noaptea la căpătâiul bolnavului și nu adormi, că poate moare atunci, îți pare rău. E mama ta, e tatăl tău. Fă un efort, 2-3 zile, așteaptă, veghează. Rugăciunea și vegherea sunt surori. Dacă sunt în biserica Domnului oameni care nu pot depăși anumite lucruri, lucruri care fisurează relația spirituală cu Dumnezeu, în această seară vă spun din partea Domnului, duceți-vă acasă, căutați un moment când să fiți singuri și stați de vorbă cu Dumnezeu și spuneți-i așa: Doamne, eu am crezut că mă rog și totul se schimbă. Apăs pe buton și gata. Este adevărat, dacă eu n-am nicio parte de făcut în problema aceea, să zicem că mă rog pentru ploaie, ce pot eu să fac? Să fac vânt? N-am ce să fac. Cererea aceasta este una unde eu n-am nicio implicație, dar când mă rog, ajută-mă să mă las de țigări, păi pachetul e la mine, nu-i la Dumnezeu. Și chibritul e tot la mine, nu-i la Dumnezeu. Și cleștele tot la mine, nu-i la Dumnezeu. Și foalele tot la mine, nu la Dumnezeu. Eu mă rog să mă ajute, dar pe cine ajută? Pe El? Nu, pe mine. Și ce mă ajută? Mă ajută să iau pachetul, să-l arunc în coșul de gunoi. Și ce mai mă ajută? Mă ajută să nu mai cumpăr altul. Și ce mai mă ajută? Mă ajută când îi văd pe doi fumând să spun: scuzați-mă, am treabă, că dacă mă duc acolo mi-ajunge la nas. Se declanșează automatismul și mă duc și spun: de să trag și eu un fum. Și de la un fum apare o țigare, un pachet și din nou obsesia. Rugăciune, dar lipsă de veghere. Ascultă-mă. Dacă ai o problemă, du-te acasă și spune lui Dumnezeu așa: Doamne, am pus totul pe Tine, iar eu am făcut în continuare aceleași lucruri și m-am mirat de ce nu mă ajuți. Tu m-ai ajutat, dar n-ai avut pe cine. Pentru că eu m-am așteptat să se întâmple un miracol inexplicabil, timp în care eu nu fac nimic, doar spun 3 vorbe dimineața. Ascultă-mă, spune 3 vorbe dimineața și tot timpul fii atent. Când te apropii de locul acela unde ai probleme, ține-te departe și spune: Doamne, acum, acum, acum. Veghează, că altfel te rogi și nu se întâmplă nimic. În probleme unde ai partea ta de făcut, veghează după ce te-ai rugat. Dar dacă nu veghezi, atunci rugăciunea va fi ca și până acum, ineficientă. Și aceleași obsesii vor stăpâni și te vor despărți de Domnul. Aș vrea să închei spunând un alt gând. Nu doar faptul că vegherea și rugăciunea funcționează împreună, suntem la complexitatea vegherii, ci și faptul că vegherea aceasta, în primul rând, trebuie să fie cu privire la mine. În al doilea rând, trebuie să fie cu privire la familia mea. În al treilea rând, trebuie să fie cu privire la biserică. Și în al patrulea rând, trebuie să fie cu privire la lumea în care trăiesc. Influența în procesul acesta, eu, familia, biserica și lumea, scade de la pas la pas. Cea mai mare influență am asupra mea. Pe mine mă pot controla 100%. Un pic mai puțină influență am asupra familiei. Și mai puțină influență am asupra bisericii. Și mai puțină influență am asupra lumii. Însă tot timpul drumul coborârii influenței în veghere e următorul. În primul rând trebuie să veghez asupra mea. În al doilea rând trebuie să veghez asupra familiei mele. În al treilea rând trebuie să veghez asupra bisericii Domnului. Sigur, aici într-o paranteză, depinde și de slujba pe care o ai, de chemarea care ți s-a făcut. Dar indiferent de chemare, un anumit soi de veghere trebuie să ai. Și apoi trebuie să veghem atât cât putem și cât putem influența asupra la lumea întreagă. Uitați ce spune cuvântul Domnului, frați și surori. 1. Veghează să nu uiți experiențele cu Dumnezeu. Suntem la veghere asupra propriei persoane.
Veghează ca să nu uiți experiențele cu Dumnezeu. Citești din cuvântul Domnului și cu asta închei și ne rugăm. Deuteronom 4:9. Ia seama asupra ta și veghează cu băgare de seamă, cu luare aminte. Unde? Asupra sufletului tău. În fiecare zi a vieții tale. Ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-ai văzut cu ochii tăi. Ce ai văzut cu ochii tăi? L-ai văzut pe Dumnezeu când ți-a vindecat copilul. L-ai văzut pe Dumnezeu când ți-a vindecat partenerul. L-ai văzut pe Dumnezeu când era gata să dai faliment și nu mai știai ce să faci. Și din cer, din cerul deschis, a apărut o soluție și pentru tine. A ieșit soarele și pentru viața ta. Ei, Domnul spune, anii o să treacă. Să nu uiți ce ai văzut. Veghează asupra memoriei tale. Să rămână înfipt acolo, ca o săgeată. Și să nu uiți ce bine ți-a făcut Domnul. Și atunci când ai posibilitatea să spui așa: Dumnezeul meu m-a binecuvântat pe mine și pentru faptul că sunt acum în picioare, sunt datorită bunătății lui Dumnezeu. Ai astfel de experiențe în viață? Da, ai. Să nu le uiți. Veghează asupra ta să nu le uiți. Și când vin necazurile, experiențe acelea devin niște repere de care te agăți și zici așa: dacă Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea la alteri, mi-o ascultă și astăzi. Dacă acum un an m-a vindecat, mă vindecă și acum. Dacă acum 2 ani m-a iertat, mă iartă și acum. Dacă nu m-a lăsat acum 5 ani când am fost în apă și era 10 metri sub mine, nu mă va lăsa nici acum când sunt în foc. Iată dar, experiențele cu Dumnezeu de ieri devin repere care întăresc încrederea și dau speranța astăzi. Vreau să ne oprim aici, pentru că trebuie să ne oprim și aș vrea să ne dedicăm Domnului în rugăciune. Încă o dată te rog, dacă ai probleme, există anumite păcate de care nu te poți lăsa, care au devenit obicei, de care aproape că ți-e scârbă, nici măcar nu mai ai speranță că le poți abandona, ascultă-mă, soluția este în această carte, nu o disprețui. Problema e la dumneata, pentru că ai făcut cel puțin, cel mult, o jumătate de treabă. Adică l-ai pus pe Dumnezeu la treabă, timp în care dumneata n-ai vrut să faci nimic. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm împreună și să-i spui lui Dumnezeu așa: Doamne, am să mă rog, dar mă rog mereu. Mă rog cu încrederea, cu speranța că îmi vei da ceea ce îți cer. Și mă rog cu nebunia, așa numesc acum încrederea și speranța, mă rog cu nebunia că mă arunc efectiv în val, în speranța că mă prinzi. Întâmplarea cu care închei. Era un tată care obișnuia să-l ia pe copilul lui micuț, de vreo 2 anișori, să-l pună undeva pe un corp de mobilă înalt, să se dea 2 pași înapoi și să spună: sări! Și copilul care e naiv și n-are minte, sare. Dacă tatăl nu e atent, mie mi s-a întâmplat asta cu unul dintre copii când erau mici, dacă tatăl nu e atent, copilul cade, că el nu știe, el nu e precaut, el nu veghează, pe el nu-l interesează, el se aruncă. Dar imaginați-vă că le iau acum pe băiatul meu, îl urc acolo și dacă nu se rupe corpul de mobilă pe care l-am urcat, îi spun sări. Știți ce spune? Lasă-mă să mă dau jos. Aruncați-vă în brațele Domnului, pentru că dacă v-ați rugat, vă ajută. Vegheați prin ajutorul pe care l-ați primit. Aceasta este soluția la problema de păcat sau de corectare pe care vreți să o faceți. Frați și surori, vă rog în această seară să ne luăm un moment când ne rugăm Domnului împreună. De asemenea, vreau să vă spun că avem între noi, în mijlocul nostru, pe sora Maria Țavoc, pentru care ne-am rugat, însă a trecut printr-o operație complicată și ne-a spus la începutul slujbei că vrea să mulțumească frățietății care a postit și s-a rugat, dar în mod special lui Dumnezeu, care a binecuvântat-o să fie din nou în picioare, să-și crească copilași. Astăzi, când s-a eliberat serviciul divin de dimineață, sora Rodica, care tocmai și-a rezolvat o problemă mai veche cu spatele, a căzut în parcare pe gheață, s-a lovit foarte tare la cap. În sfârșit, în afara oricărui pericol, a rămas doar cu așa o mică problemă aici, însă ne-a spus să ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Aș vrea să ne rugăm pentru sora Rodica, aș vrea să ne rugăm Domnului pentru toate celelalte probleme pe care le mai avem în minte, însă să ne concentrăm serios asupra aplicației predicii.
veghează și roagă-te. Aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru tine. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.